suntem la premiera filmului tău, Zăpadă, Cei și Dragoste 2, cu puțin noroc. Spune-mi, ce te-a îndemnat să continui aventurile celor trei ghinioniști? Povestea în sine și nebunia asta a faptului că poți să călătorești în timp, mie mi s-a părut genială și am zis, mie mi-a plăcut foarte mult Vizitatorii cu Jean Reno. Nu știu dacă lumea își mai aduce aminte de el, Vizitatorii cu Jean Reno, ei vin din trecut în prezent. Ei, eu am făcut invers. Ăștia ai noștri, cei trei protagoniști, se duc din prezent în trecut. Și am vrut să văd, mi s-a părut o provocare să faci comedie genul Vizitatorii, dar să fie actual. Știu că nu se cade să se facă comparații, dar asta i-am spus și în un liv. Mi se pare că seamănă foarte mult cu, cel puțin din trailer, cu Vizitatorii, ceea ce nu e un lucru rău. Eu pentru că a fost o serie de filme foarte mișto, dar dacă mi-aduc bine aminte, și prima parte semăna cumva sau pleca cumva, avea niște chestii tangențiale cu seria BD-urilor, da, mai ales cu și replici ce avem noi aici. Da, da, da. A fost un tribut, prima parte a fost un tribut pentru BD-uri. Mai 2020 cred că a fost, 2021 lansat, dar acum, da, e adevărat, m-am inspirat, îmi place Jean Reno, mi-a plăcut foarte mult comedia făcută de el și mai ales ce a făcut în Vizitatorii și am zis cum ar fi să ne întoarcem în trecut. Practic, cele două filme sunt două lungmetraje, cel puțin primul a avut foarte mare succes, poate fi văzut în continuare pe Netflix, al doilea intră în cinematografie și am înțeles că va mai urma și o parte a treia. Da. Știrile pe surse spun că va fi și partea a treia. Partea a treia va fi în ianuarie, pentru că avem un conținut foarte bun, am zis să-l facem puțin mai lung și l-am gândit în două părți, partea a doua și partea a treia. Deci, practic, astăzi seara o să vedeți doar partea a doua și în ianuarie partea a treia. Și pentru că de data asta te-ai aruncat la un film cumva de epocă, să spunem, chiar mai în urmă, spune ce provocări au fost, pentru că am văzut, aveți costume, aveți decoruri. E o comedie istorică, pot să-i zic așa. Cea mai mare provocare a fost să filmez scenele de acțiune între daci și romani, bătălia între daci și romani, cu 100 de oameni, cu costume, în cetate. Aia a fost cea mai mare provocare. Ok, și pentru că filmul intră în cinematografie în acest weekend, ai un mesaj pentru spectatori? Dacă dintre voi ați văzut filmele lui Jean Reno, comedia lui Jean Reno și Vizitatorii, cu siguranță o să vă placă și ăsta. Veniți să vedeți cum este o comedie asumată, cu niște oameni care se întorc în trecut și fac lucrul ăsta asumat. Deci distracție garantată. Așa cred. Ok, mulțumesc, să ne vedem cu bine în ianuarie la partea a treia. Mulțumesc și eu. Veniți la partea a treia.